Bună dimineața, dragii mei Didi și Loredana! Astăzi suntem în 20 octombrie. Pe fila de calendar este pomenit astăzi marele arhitect britanic Christopher Wren. În 1708, pe 20 octombrie, se încheia construcția catedralei Sfântul Paul din Londra, în ziua în care arhitectul ei, Christopher Wren, împlinea 76 de ani. Marele foc al Londrei, incendiul care a mistuit în 1666 o mare parte din capitala britanică, a avut și o parte bună. Într-un efort de reconstrucție fără precedent, insularii au sistematizat orașul de pe Tamisa și l-au împodobit cu clădiri emblematice. Printre ele, Catedrala Sfântului Paul, o realizare de excepție a arhitectului Christopher Wren, atrage și astăzi vizitatori de pretutindeni. Provenind dintr-o familie educată, arhitectul a studiat matematica, astronomia și arhitectura, fiind unul din fondatorii societății regale. Coleg cu Newton, apreciat de Blaise Pascal, arhitectul Christopher Wren a avut preocupări multiple, perfecționând dispozitive astronomice și meteorologice. S-a interesat și de medicină, urmărind modul în care funcționează mușchii uh, corpului uman. Geometru desăvârșit a conspectat vechiul tratat al lui Vitruvius și s-a interesat de matematica astrală a lui John Dee. A fost francmason și deist. Construcția Catedralei Sfântului Paul l-a pus la grea încercare. Lucrările au durat 35 de ani și ca să le poată inspecta zilnic, Wren și-a stabilit domiciliul într-o casă din apropiere. Fascinat de lucrările lui Palladio, cunoscând uriașa cupolă a Catedralei Sfântului Petru din Roma, Christopher Wren a dorit să ofere o replică pe măsură. Domnul său are un diametru de 34 de metri, fiind înconjurat de turnuri baroce cu ornamente corintice. Lucrările s-au încheiat în 1708, în ziua de naștere a arhitectului, una dintre cele mai strălucite minți ale timpului său. Aceasta a fost fila de calendar de astăzi. Nu uitați, fiecare zi are povestea ei. Didi și Loredana, înapoi la voi.